Nu face rezoluții fără un plan de acțiune. Secretul succesului stă chiar în mâinile tale. În primul rând, vreau să-ți urez un an 2022 plin de speranță, decizii cât mai bune și putere de a munci pentru visele tale. Înainte să începem, lasă un like și un subscribe și hai să ducem canalul ăsta la cote mai mari decât cota FCSB de a învinge Barcelona. Acum, că toți suntem la început de an, pregătește-te pentru pozele un nou an, un nou eu. Mi se face greaț. Lăsând asta la o parte, hai să intrăm în subiectul videoclipului de astăzi. Am o întrebare pentru tine. Ce ai învățat din 2021? Ce ți-a adus anul care tocmai a trecut? Pe 31 decembrie te-ai uitat retrospectiv la tot ce s-a întâmplat, atât bun cât și rău în 2021? Ce abilități ai dobândit? Ce schimbări ai făcut? Ce oameni noi ai atras în viața ta? La ce așa zici prieteni ai renunțat? Ce obiective au murit pe foaie sau nu au atins niciodată partea practică? Ce ți-ai stabilit pe 31 decembrie 2020 că vei face pe tot parcursul anului 2021? Ai un răspuns concret pentru toate acestea? Ai dus la bun sfârșit tot ce ți-ai propus? Sau măcar ți-ai propus ceva? E un fapt bine cunoscut că mare parte dintre noi ne entuziasmăm foarte tare în ultima zi din an, ne stabilim scopuri, ne spunem că anul ăsta e anul nostru, anul schimbărilor, mutăm munții, ne punem în minte ce avem de gând să facem diferit în anul ce vine și ne așteptăm ca prin minune să dăm dovadă de motivația necesară. După care, cri, s-a terminat gazul. Entuziasmul nostru e mort. Nu e interesant? Hai să fim serioși, rezoluțiile de final de an nu prea funcționează majoritatea cazurilor. Și aici e și prima greșeală, că te gândești și atât. Te bazezi doar pe faptul că ți-ai stabilit acolo în tărtăcuță ceva și chiar te aștepți ca mintea ta să te susțină. Ceea ce, din nou, nu prea se întâmplă, după cum îți dai seama 2 luni mai târziu, când deja spui că nu mai ai timp sau nu mai ai chef să faci ce ți-ai propus cu atâta entuziasm acum 60 de zile. Și te întorci din nou la a trăi viața, fără un scop anume spre care să tinzi. Pur și simplu trăiești. Îți spui că la anul o să începi să citești, de la anul o să începi să faci sport, o să te lași de fumat, o să lucrezi la visul tău. Nu o să mai mănânci pui din Kentucky de la KFC pentru că vezi că din mai multe pătrățele se face una mai mare și lista continuă. Din anul ăsta deja s-au scurs câteva luni și nu prea mai are rost să începi din luna mai. Nu frate, prostii. Dacă vrei să implementezi ceva în viața ta, o faci pur și simplu și o faci acum. Punct. Nu aștepți până la anul, nu aștepți lunea viitoare pentru că azi e miercuri și e mijlocul săptămânii. De altfel, astea sunt și scopuri vagi, neclare, mult prea generale. Dă un ochi pe videoclipul Secretul oamenilor de succes, unde am vorbit despre cum să stabilești un obiectiv într-un mod concret, pas cu pas. Acum, de ce ideea asta în cele mai multe cazuri nu funcționează? Pentru că implică așteptarea, pentru că îți induce la nivel subconștient ideea de amânare. Îți induce ideea că trebuie să aștepți anul viitor sau luna viitoare sau chiar mâine pentru a implementa ceva nou. Și ce crezi? Nu se va forma un obicei din așteptarea asta? Ce te va opri ca în 2022 să nu mai amâni? Faptul că ți-ai stabilit în mintea ta ce vei face diferit la anul? Pistol cu apă. Asta nu funcționează. Fii sigur că oamenii de succes nu așteaptă anul viitor pentru a-și pune visele în practică. Ei acționează acum. Poți face o rezoluție chiar și în acest moment, că de acum vei începe să. Ce te oprește? Și fii sigur că ce te oprește acum te va opri și la anul când îți vei propune schimbarea respectivă. Crede-mă că replica asta voi începe mâine, săptămâna, luna, anul viitor nu dă roade. Este un comportament contraproductiv și îți omoară entuziasmul de moment. Pentru că și mâine vei spune că încep de mâine și din nou mâine te vei apuca de mâine și stai, la care mâine am rămas? Și uite așa, mâine se face o lună de când mâine te apuci de sport și eu m-am pierdut în jocul ăsta de cuvinte. Nu sunt aici să mă laud și să spun că eu mi-am îndeplinit toate obiectivele pe 2021. Din păcate nu, aș fi un ipocrit să afirm asta. De exemplu, mi-am propus să citesc în fiecare zi. Nu am putut îndeplini acest obiectiv. Mi-am stabilit să ascult un audiobook pe săptămână. Nu am făcut asta. Mi-am propus să vizitez anumite locuri de prin țară. Nu am ajuns peste tot. Mi-am stabilit să pun în aplicare tot ceea ce învăț. Nu a fost chiar așa. Nu mi-au ieșit toate, însă e doar vina mea. Faptul că mi-asum deja e un prim pas pentru ca în 2022 să fiu mai productiv. Și pe lângă asta, faptul că scriu aceste scripturi și sunt deschis față de voi mă face și pe mine în același timp să fiu mult mai conștient de lacunele pe care le am și să iau acțiune spre a le elimina. Faptul că am pornit acest proiect și dau mai departe din învățăturile pe care eu le-am deprins mă ajută în mod inerent și pe mine. Știi bine că nu vorbesc prostii, rezoluțiile de final de an nu funcționează, entuziasmul este doar de moment, intri cu el în noul an, însă ceva te face să renunți ușor-ușor la obiectivele tale. De ce? Poate că mediul în care trăiești nu este cel mai potrivit pentru a te susține, poate oamenii de care te înconjori și pe care ți-ai propus să-i lași în 2021 încă se află în proximitatea ta. Poate că încă nu ți-ai învins dinamicul interior, poate că mintea ta e inundată de nu pot. Dar ghici ce? Chiar nu trebuie să aștepți anul nou pentru a-ți face o rezoluție, pentru a stabili niște obiective. Asta e doar o convingere pe care mulți am preluat-o pe pilot automat și de aceea nici nu funcționează. Ceea ce funcționează e momentul prezent. Hai să-ți dau un exemplu. În decembrie 2020, când am lansat blogul, nu am așteptat anul nou pentru a-mi face o rezoluție, ci l-am deschis pe 18 decembrie. Da, mai erau 2 săptămâni până pe 1 ianuarie, dar de ce să aștept? Sau, mai bine zis, ce să aștept? Așteptarea asta m-a ținut blocat în mediocritate atâția ani. E nocivă. Când am pornit acest proiect, era luna martie și, sincer să fiu, nici nu îmi stabilisem o rezoluție de genul. Pur și simplu am făcut-o pe moment. Am acționat. Mesajul acestui clip e următorul. Cine vrea să facă o schimbare, o face azi. Punct. Cine nu, spune că începe de mâine, care e doar o scuză pentru a nu începe deloc. Ori ești un om de acțiune, ori ești un om care o să moară așteptând momentul potrivit. Tu alegi. Așa că îți doresc ca în 2022 să primești fix ceea ce meriți. De ce? Poate doar în felul acesta îți vei da seama că ceea ce ai primit e rezultatul gândurilor pe care le-ai avut, cuvintelor pe care le-ai rostit, deciziilor pe care le-ai luat și acțiunilor pe care le-ai făcut. Mai pe scurt, ceea ce ai primit e rezultatul a cine ești tu de fapt. Și poate că la sfârșit de 2022 te vei gândi la acest videoclip și îți vei spune: bă, fraierul ăla a spus că voi primi ceea ce merit. Și atunci îți vei da seama că tot ce ai primit pe parcursul anului 2022 este doar ceea ce ai meritat și nimic mai mult, nimic mai puțin. Poate că nu ești atât de onest și cinstit precum crezi, sau poate că ești mai bun decât crezi. Răspunsul la aceste ipoteze îl vei primi pe parcursul acestui an. Și poate atunci o să-ți dai seama că rezultatele tale depind doar de tine, nu de mediul în care te-ai născut, nu de mami, nu de tati, nu de fratele sau sora ta, nu de orașul în care trăiești, nu de guvern sau președinte, nu de țara în care te-ai născut, nu de nimeni, doar de tine. Așa că, repet, cea mai puternică urare și sper să aibă un impact profund asupra ta este că îți dorești să primești doar ceea ce meriți. Dacă vei primi lucruri bune pe tot parcursul anului, fii sigur că tu ești o persoană de calitate, ai investit în tine, ai avut grijă de gândurile tale, ai avut grijă ce scoți pe gură, ai luat acțiuni pozitive, ai tratat cu respect oamenii din jurul tău, ai renunțat la cei care te trăgeau în jos și așa mai departe. În schimb, dacă 2022 va fi presărat cu multe momente negative, atunci fii sigur că asta ai meritat să primești. Asta se întâmplă doar din cauza ta, din cauza gândurilor negative pe care le-ai lăsat să-și facă loc acolo în mintea ta, din cauza persoanelor pe care nu le-ai lăsat în 2021, din cauza că nu vrei să ieși din zona de confort și așa mai departe. Și chiar cred că o să primești ceea ce meriți. De ce? Pentru că atragi ceea ce ești. Legea atracției. Nu am nimic cu nimeni, însă cineva trebuia să o spună. Sper cu adevărat să ne vedem la sfârșit de 2022 mai optimiști, mai entuziaști, mai pozitivi, mai buni, mai iubitori, mai recunoscători, mai bogați și mai curajoși. Fă din 2022 cel mai bun an din viața ta. Depinde doar de tine. Succes!